Parlamentarii PSD de Mehedinți, senatorul Liviu Mazilu și deputații Alin Chirilă și Cornel Folescu au depus și susținut 87 de amendamente la proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2021, toate pentru importante obiective de investiții din județul Mehedinți, din domeniul sănătății, transporturilor, energiei, educației, mediului, culturii, etc. Majoritatea PNL-USR-UDMR a ignorat însă propunerile venite din partea socialdemocraților din Mehedinți. Din păcate pentru Mehedinți, majoritatea toxică PNL-USR Plus din Parlamentul României a impus un aviz negativ în comisiile avizatoare la toate amendamentele propuse de PSD. Îi asigurăm pe mehedințeni că vom continua lupta pentru noi investiții în județul nostru prin toate posibilitățile parlamentare pe care le avem la dispoziție. Vom susține amendamentele pentru județul nostru în Comisia de Buget Finanțe și apoi în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Au declarat pentru redacția noastră parlamentarii PSD Mehedinți.